Salutare dragilor dragi, cum sunteți? Avem un subiect frumos, tare și nu știu dacă spectaculos, dar asta o să vedeți voi. Suntem români și avem pe de-o parte excesele noastre, avem trăsăturile noastre, dar avem uneori și un pudism nejustificat. Haideți să vedem despre ce este vorba. Astăzi vorbim despre sex. Ce vorbim despre sex? Vorbim cu Liana Buzea. Bine, ai revenit. Bine, te-am regăsit Ovidiu! video și salutare tuturor din nou. Astăzi vorbim despre cum să vorbim despre sex și până la urmă despre comunicare este vorba și cu siguranță este uh, un subiect care are valențe atât uh, profunde, atât uh, palpabile, dar mai ales are valențe de vindecare. O să vedem noi despre ce este vorba, că nici eu nu știu despre ce este vorba. Și Liana ce pută nici nu despre ce este vorba. Nu am zis. Uh, Dacă nici ea nu știe despre ce este vorba, Liana este ar fi coach. Grav. Da, ar fi grav. Un coach de intimitate. Uh, Spune-ne, în primul rând, coach de intimitate este ăla care te învață să faci sex mai bine? Nu, ăla poate ar fi educatorul, dar cine te învață cel mai bine este experiența ta, sincer. Super. Adică din experiență învățăm cel mai bine. Puneți mâna sau ce puneți voi la treabă, ca să zic așa. Da, coachul este o resursă umană care te ajută fie să-ți clarifici tu așa locul în care ești, direcțiile în care poate ai putea să mergi sau în care ar merita să mergi dacă vrei să rezolvi o situație sau să îmbunătățești o relație sau să începe o relație sau pur și simplu îți oferă un, o planșă mai largă, un spectru mai larg de informații, de cunoaștere din care tu poți să alegi, ok, ce vreau eu să înțeleg, ce vreau să explorez, ce vreau să exprim în viața mea. Cam asta fac. Deci e o resursă umană, coach-ul, atâta. Atât. Deci nu Atât. te duci la coach de, de intimitate să faci sex acolo. Da? Nu, clar. În niciun caz așa, așa ceva N-ar mai fi coaching, caz. ar fi prostituție Deci nu, nu vorbim de dezvoltare personală Acolo vorbim de alte lucruri Perfect Nu e coaching Bun, uh, coach de intimitate Cu apariții până la urmă de succes la TEDx Mai știi despre ce ai vorbit acolo? Da, am vorbit despre puterea vindecătoare A energiei noastre sexuale și erotice am vorbit despre intimitate, am vorbit despre ce înseamnă sexualitate și ce înseamnă erotic și am vorbit după aceea despre ce înseamnă transformarea până să ajungem la partea de vindecare. Okay. Și le-am vorbit și despre mama mea. <laughs> a, a. E, știi cum e? Unora le e rușine de alții, mie grija mea când am ieșit cu munca asta a, în public a fost să știe, în, din familia mea mai trăiesc mama mea și sora mea. Și... De sora mea nu mi era neapărat grijă când ar înțelege, mi era grijă de mama, cum avea să-i cadă ei când avea să afle că fata ei cea mare avea să vorbească și să facă muncă de genul ăsta. Și într-adevăr a fost necesară o comunicare acolo ca să așez lucrurile pe un făgaș sănătos, să nu am discuții în familie ce s-a întâmplat cu fata mea. Ce se întâmplă? Mare un pic se prostituează, nu? Asta se gândeau. Nu, nici de cum. <laughs> în niciun caz. Ok, foarte bine. Da. Bun. Dar a fost uh, o comunicare și acolo, apropo de ce vorbim. Ca să nu se ajungă așa, de fapt, a vorbit cum este potrivit să se vorbească despre ceea ce face și, în primul rând, ea este un profesionist. Uh, ai și o carte. vinci ceva pe Amazon? Da, este un e-book, este în engleză, că pe Amazon încă nu permit româna, se numește Get Your Orgasmic Intimacy. Este o carte de coaching în care am pus 10 capitole cu cele mai frecvente subiecte cu care vin oamenii la coaching. Plus că două dintre ele au fost cerute și când am anunțat în comunitățile mele, deci pe toate canalele sociale, două persoane au cerut câte un capitol fiecare, cel despre spontaneitate și cel despre vindecare. Și Super. l-am la Super. da. Deci, încă o dată titlul și unde îl găsim. Get your orgasmic intimacy este pe Amazon, Kindle. Kindle. Și o să punem un link. Punem un link? Da, punem un link. Perfect. Așa. Ce mai faci tu pentru oameni? În rolul de coach mai fac și evenimente din când în când, înainte de nebunie făceam evenimente și alea erau cele mai frumoase până la urmă pentru că făceam diferite practici care nu însemnau cine știe ce grozovie. Am avut și evenimente cu grozovii în spiritul formării pe care am avut-o, grozovii pentru mulți români, dar însă am nu, zis nu, că trebuie nu. trebuie să ne spui ce înseamnă grozăvii, îmi pare rău. Învățam să... despre arta atingerii și, de exemplu, noi când am Uși. fost formați, certificarea mea se numește Sexological Bodywork, este de origine americană. În absolut toate țările și continentele, că se face și în Europa, și în Australia, și în America, se fac și demonstrații. Când înveți uh -huh. un fel de atingere, asistenții de curs, profesorii, fac demonstrații și arată. Pe corpul lor, da. Nu... Na, când te duci să înveți despre lucrurile astea, nu vezi că, Doamne Ferește, îți faci cruci și alte cele. Nu. <coughs> Se fac niște lucruri în condiții de siguranță, igienă. Deci, na, când te duci la o formare de genul ăsta, înțelegi că până la urmă vorbești despre sexualitate, despre impuls erotic, despre corp, anatomie, etc. Și înainte să învățăm noi ceva, profesorii noștri și toți, toate cadrele de suport în cadrul formării, fac demonstrații. Uite despre ce e vorba. Și la un moment dat am avut o colaborare, nu cu o persoană din România, deci era o persoană care călătorise tot așa pe planetă, nu neapărat pe metoda sexologică, al bodywork studiase, dar tot pe sexualitate. Și am făcut diferite evenimente cu acea persoană, însă, într-adevăr, au fost, pentru mulți oameni, au fost șocante, deși dacă stai să te uiți la ce înseamnă industria de divertisment, este demonstrațiile alea, sunt mici copii, pe lângă de fapt ce se face. Dar există o disonanță așa la nivel de comunicare, nu vorbim. În separat, mulți ne uităm, știm, înțelegem, avem mult mai multe informații, dar în public, a nu, 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 eu cum, nu, niciodată. Ceea ce mi se, asta e o Ai falsitate gale. pe care eu una nu, care tu, nu o... susțin. care tu iarăși nu rezonezi cu orice înseamnă lipsă de autenticitate. Mai, la cum un moment te știu. dat, nu, deci la un moment dat va trebui să nu mai fim atât de scindați. Din punctul meu de vedere, dacă vrem să progresăm ca societate, va trebui să ne asumăm că ăsta e drumul de dezvoltare personală, asumăți niște lucruri. Că nu e capăt de țară, ghișe, toată lumea oricum le face. Nu ești tu păcătosul unic de pe planetă. Nu? Nu. Ok. Deci, din punctul sa de vedere, am avut și evenimente de genul acesta, însă nu le-am făcut singura, asta e clar. Iar evenimentele pe care le-am făcut cu femei și pentru femei erau mult mai așezate, practici somatice, dar făcute chiar lucrez hainele pe cu... tine cu salteluța ta, fiecare stătea acolo și își făcea practica. Nu era Lucrez cu bărbați sau cu femei? 99% cu femei. Am ales eu asta pentru că e încă un subiect destul de delicat pentru foarte multă lume și nu doar din România, Și am spus că nu are sens să-mi complic eu existența. Doi, și pentru mine, pentru viața mea personală, să mă apuc să lucrez cu bărbați pe subiectul ăsta, mi-ar prezenta mie niște probleme pentru viața mea personală și am zis, nu e scopul să munca să-mi dea peste ca viața personală. Așa că am rămân... <laughs> Ce a fost asta! Așa că rămân mie uh, la MBA masculin bărbații. Absolut! Uh, așa că ia tu! Nu, da, așa? mi se pare la un moment dat că nu... Bărbații, au de avut niște discuții între bărbați. Ce înseamnă asta? Nu pot eu să vin să-i ajut pe bărbați la continență și la alte cele. și pe noi, știu, nici la evenimentele de feminitate. Că cum să fii la evenimentele de femei? Așa, mă, ca speaker, o oră, două, ceva acolo. N-am zis asta, stai puțin. Am avut evenimente la care au venit cupluri am avut evenimente la care au venit și bărbați singuri, pur și simplu, să audă discuțiile acelea. Uh -huh. Sunt bărbați care cumpără cursurile, programele online. Sunt anumiti bărbați care înțeleg, măi, coachingul e coaching, nu vin la tine să mă dau la tine, chiar am nevoie de ajutor. Și atunci, da, sigur că da, lucrez cu omul ăla. Deci, uh, deci se poate, dar... Mai se poate, da. Da, dar este filtrată pentru are... niște motive foarte exact. pragmatice și împământate. Are niște filtre pe care da. le-a spus, de fapt, mai devreme. Super. Yes. <coughs> Comunicare. Cum vorbim despre sex. <laughs> în primul rând, care e comunicarea noastră cu noi înșine? De aici pornește. Că dacă tu cu tine însuți sau însuți n-ai curajul să-ți spui tu ție niște lucruri cu vocea tare, tot cu tine. Nu neapărat când te autosatisfaci, apropo, că poți să faci atunci. <laughs> Sunt practici. Asta, da. Sunt practici. Apropo de rostirea unor cuvinte, în timp ce ești neexcitat, în timp ce ești excitat, în timp ce te autosatisfaci. Așa, Când am trecut prin formări, ne-au pus la tot felul de teme. Într-adevăr, colegii noștri erau din toate locurile. Colegii noștri... Zi acolo, zi acolo, nu da. te opri. Cu voce tare. Hai. Absolut. Bărbații, tot ei aveau anumite dificultăți cu temele pe care le aveam. Mai ales la tema de autosatisfacere. Noi a trebuit să trecem prin tot felul de teme. Bărbații și... au probleme la autosatisfacere? Nu înțelegeau rostul temei. A, la temă? Da, nu înțelegeau de ce... de ce îmi dai tema asta, că eu fac exact. oricum? Sau cum? Nu, 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 nu. Nu înțelegeau de ce, ca să te formezi ca sexological bodywork, worker, trebuie să lucrezi la exerciții de autosatisfacere. O, oh, dar mi se pare by default să faci asta. Unii dintre ei considerau că nu este stupid. Adică râdem, glumim, că mai râdem ca să da. fim așa în spiritul ăsta al nostru. Uh, dar... Uh, te cunoști pe tine și ca terapeut, întâi lucrezi cu tine, sigur, toată Absolut. viața ai de lucrat, dar nu poți să nu aplici nimic din ceea ce tu promovezi mai departe. E, asta li s-a explicat și lor. La un moment dat, au, unii au înțeles, alții nu, a fost, dar au avut uh, dificultățile lor că noi la, când ne-am format, toate teme, adică tot ce lucrăm noi acum cu clienții noștri sau tot ce le dăm ca teme, trebuia să le facem și noi. Principiul fiind, dacă tu nu ai trecut prin exercițiile alea, nu poți să îi le dai cuiva și să înțelegi tot ce se, sau ar putea să se întâmple acolo. Trebuie să ai și o înțelegere umană. Mai ales într-un domeniu de ăsta. Da. Asta era una. Doi, dacă tu ai o problemă cu anumite subiecte, nu o să poți nici să-l ajuți pe omul ăla, adică numai conceptual vorbind. Așa Și este. Asta era, ca să treci prin toate temele astea, na, trebuie să le faci. Acest supliciu trebuie să. Am un amic, nu pot să-mi prieten, dar eu sunt un amic, un coach, nu dăm nume mai vechi de pe piață, care la un dat a avut un declin din punct de vedere profesional pentru că el era life coach deci life coach vorbim, nu business coach life coach, dar pentru că am niște traumi, n -am, am divorțat și nu știu ce, nu mă simt bine să vorbesc despre relații. pe cum ești tu life coach dacă nu vorbesc despre relație cu omul ăla când vine mai ales la un life coach care presupune tot ceea ce înseamnă de viață mm. să vorbești la, la terapeutul respectiv, sau la coach respectiv cum exclus tu relațiile, că toată viața e o relație și cu tine și cu cel de la job și cu cel de acasă. Cum, vorbești doar de bani separat? Vorbești de... Deci trebuie să parcurgi și tu odată cu ei. Până la urmă, etape ale vieții. Da, toți trebuie să trecem prin ele. Ideea este că, până la urmă, a fost și asta o comunicare. În momentul în care oamenii și-au prezentat blocajele, reținerile, deci noi trebuia să facem și tema, dar după aceea trebuia să și prezentăm nu în detaliu ce am făcut, ci cum ne-am simțit, ce am înțeles, ce blocaj am avut și ce concluzii am tras de acolo. Și ulterior, invitația la noi la formare era ca ceilalți să aibă reacții la temele noastre, dar nu reacții de tipul, ai făcut bine, n-ai făcut bine, vezi că ai greșit, etc. Ni s-a spus din start, așa ceva nu există. Noi spunem doar, auzind povestea unui om, ce ne-a trezit nouă, în noi, la noi. Apropo de cum comunicăm, au fost niște lucruri care ni s-au spus foarte clar din prima. Nu poți să te apuci tu să-i spui unui om ce să facă în viața lui dacă a făcut bine sau nu. Numai el știe asta. A, a, a trebuit să învățăm apropo de comunicare. Foarte multe lucruri. Și cel mult să punctăm, uite, ce unde m-a dus pe mine gândul, dar hei, e doar gândul meu, nu e o judecată asupra vieții tale. Deci asta e una. Începem cu cum comunicăm noi cu noi, cum ne spunem anumite lucruri cum învățăm să le spunem celorlalți mai întâi despre noi, că dacă noi nu spunem oamenii ăia de unde să înțeleagă sau de unde să afle. Nu. Adică propriu exemplu? Adică deschidere, de fapt. Frumos. Deschidere de și trebuie? căldură, într-un fel, apropiere. Da, onestitate, autenticitate, adică și un principiu foarte sănătos, de altfel în relații, pentru unii oameni, că până la unii, poate nu se aplică tuturor, un principiu de luat în calcul, hai să zic așa, ar fi în relația aceasta între noi, interacțiunea asta, vorbim sau nu vorbim despre diferite lucruri? Pe partea de intimitate. Sau, pe, evident, în relație vorbești și despre alte lucruri, dar eu sunt pe domeniul acesta. Da. Deci, care e locul de pornire? Noi aici vorbim despre lucrurile care ne plac, pe care le dorim. El mai deschisă să vorbească? Da, noi, cine are relația în sine? Când te-ai dus la coaching, evident că o să vorbești. <gătă> că n-ai cum să faci coaching dacă nu are sens. Deci dacă nu ești dispus să vorbești, atunci poate mai bine faci altceva. Mai sunt și persoane care, nu știu ce înseamnă coaching, și ce presupune, dar ai, mai fac educația asta și pe în scurt, cabinet. Dar... te duci să lucrezi la un obiectiv. Deci, îți mobilizezi să resursele activ. tale. Da, 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 să lucrezi activ și munca este în principal la persoana care caută, deci nu la coach. Coachul e acolo să țină spațiu, are rolul lui, evident, dar munca de transformare este a omului care vine. Absolut. n are cum să te transforme altcineva. Cum spun și eu, rezultatele sale voastre, eu doar te ajut, da. te ghidez, și așa. Da, mai da, departe. da, 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 da. Ok. Uh, cum vorbim despre zi? Mai deci, asta era. În primul rând, suntem dispuși să vorbim despre noi, în primul rând, după aia suntem dispuși să ascultăm. Și aici doare, într-adevăr. Deci, l-a ascultat. Il... Da, l-a ascultat, l-a auzit lucruri, poate despre celălalt, sau poate lucruri de la celălalt despre noi. De ce doare? Păi, poate facem lucruri pe care, care pe celălalt nu-l fac să se simtă prea bine, sau nu-i plac, nu ne apreciază <laughs> pentru poate avem, nu știu, ticuri sau avem lucruri care sunt a turn-off, că nu știu cum să zic în română. Uh -huh. Nu e ușor să le auzi. Și toată lumea are. Adică nu e niciun perfect, nu scapă nimeni aici de... Uh, sau uneori s-ar putea să auzim cerințe sau dorințe care ne scot pe noi din zona noastră de confort. Ce te faci atunci? Păi dacă ești, poate te transformi în uh... În sensul în care îți dorești Da, să sperăm Așa. Păi da, nu, nu întotdeauna Unele lucruri nu sunt ușor de auzit Așa Unele azi. lucruri poate nu sunt aliniate cu valorile tale Sau cu zona ta de confort Sau cu ce poate corpul tău să ducă Mai e și asta Da, întotdeauna va exista chestia asta Într-o terapie, într-un coaching mm. Nu ai cum să auzi numai lucruri care sunt în confort eu le și spun clienților mei în terapie, la prima consultație, nu sunt genul de terapeut sau coach, cum vrei să mă vezi că sunt așa alta, care să spună numai ceea ce vrei să auzi, doar ca să te simți bine. În schimb și o informație, dacă apare, indiferent cum și de unde apare și este inconfortabilă, este spre rezolvarea ei, spre evoluția ta sau spre îndreptarea ta în zona în care de fapt tu îți dorești să te îndrepți. Cam așa cam așa. Ce aș adăuga aici este că poate e mai bine pentru tine să le auzi la, într-un spațiu din ăsta decât în relație. Așa. Că reacția pe care o ai sau ce se întâmplă cu tine, până la urmă le auzi în spațiul la sigur, unde nu e ca și cum o să pierzi terapeutul sau coachul. Absolut. În schimb, dacă... Nu te costă, ca să zic așa, afară de terapia în sine, nu te costă. Dar, da, da, nu, nu pierzi totuși să, ăla e spațiul ideal în care să scoți lucrurile alea grele, dureroase. Până la urmă de asta există oamenii. Ești într-un spațiu de siguranță, de fapt. Exact, acolo. da. În relație e un spațiu mai riscant că, na, reacțiile tale emoționale o să... impacteze. Da, o să influențeze întotdeauna dinamica relației. Deci aici e și din punctul ăsta de vedere... Cine are un coach să-și cumpere, cine are un terapeut să-și cumpere, pentru că de multe ori te poate ajuta să-ți salvezi niște relații, să lungești durata lor sau să, să, le salvezi, după cum spuneam. Și să le spunem oamenilor că și noi, coachii și terapeuții, avem coachi și terapeuții noștri. Da, uite, asta e un lucru care mie mi-a plăcut la formare. În momentul în care ne-am dus la prima întâlnire în plan fizic cu toți, profesorii noștri ne-au spus în felul următor. O să aveți aici o întreagă listă de subiecte, suntem cu asistenți, facem o mulțime de lucruri. Ce am vrea să înțelegeți? Da, ne-am format și ne facem munca bine, dar în viețile noastre personale suntem și noi oameni, imperfecți. Poate unii divorțăm, poate unii suntem înșelați sau înșelăm, poate se întâmplă, adică suntem și noi oameni supuși erorii și în momentele alea și noi ne ducem să căutăm ajutor. Nu înseamnă că nu suntem buni la ce facem, înseamnă că suntem oameni nemții erau cei care au spus-o și Clar. mi s-a părut foarte fer așa să Da, să foarte și structurat. Da, 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 Și să nu ne aducem aminte că toți sunt, și preoții sunt oameni, și medicii sunt oameni, și sportivii de performanță tot oameni sunt, adică nu e nimeni perfect. Se uită de multe ori asta, eu... De asta semnul aici o să le aducem aminte. Da, eu uneori las să treacă că nu pot să mă duc individual la fiecare să-i spun știi, dar și eu sunt om, însă atenție, eu nu spun să nu urmăriți și am mai vorbit în podcastul Leculiana despre autenticitate, însă este important să fim autentici, dar atenție când îți judeci tu coachul sau terapeutul, nu uita că și ăla om. Adică uneori te ridică așa pe un piedestal pe care nici nu vrem să fim, cum că tu ar trebui să fii perfect, are cum mi e normal să greșesc și eu. Da. Și diferența este că poate să mai antrena să fiu asumat și să mă orientez către soluționarea acelei uh, situații că nu-mi place să-i pun problemă. Uh, și atâta tot, dar eu am voie să fiu om. Am, ai ținut evenimente, am ținut evenimente. Sigur, ai auzit, l-am dat cineva că cineva a zis ceva, bă, asta, asta, așa, așa Ok, tu te-ai dus acolo dacă ești pe, creștere, tu trebuie să acolo să ții ce este din cursul ăla, din terapia aia, din practica aia, nu spun acum să fii legal și să nu observi, dar te-ai dus să-l judești pe ăla pentru cum a răspuns el poate la telefon, nu, nu știu, zic și eu, sau că a avut o grimasă când a văzut un mesaj pe telefon. Important este să conștientizezi că și tu ești om și eu sunt om și suntem împreună pe calea asta fiecare pe ce este el specialist și eu sunt acolo să te susțin, să te ajut nu să-ți rezolv problemele ca în România am venit, păi fă păi nu știu că tu o Ang ești la televizor, faci aia, faci aia păi fă -mă. vrei să stai pe spate și să întâmple schimbări în viața ta se pot întâmpla, faci burta mai mare sau fundul după caz, atât <laughs> Da, era, la un dat o spunea cineva, majoritatea oamenilor sunt obișnuiți să plătească și să primească educație, pentru că ăsta a fost sistemul pe care l-am avut. Și în momentul în care vine un sistem de educație alternativă în care plătești niște oameni și ei te ajută, dar munca tot o faci și chiar îți construiești tu curiculumul, atunci e puțin mai delicat și majoritatea oamenilor nu înțeleg cum adică. Păi nu ți-am plătit niște bani, învață-mă. Păi fă, mă, da. Arată în ce poți. Uh, nu am auzit-o pe asta, am auzit-o învață-mă, că de asta am plătit. Și atunci are sens să tu plătești niște oameni care te ajută, dar tu ești cel care e în scaunul ăla de, cu volan. Hai să ne întoarcem Driver la, seat. la, să ne întoarcem la comunicarea în intimitate, da. <laughs> și mai cum comunicăm în intimitate? Cum e potrivit să fie? În primul rând, fiecare are stilul propriu și combinația de non-verbal și verbal. Mm. Asta fiind una. Doi, fiecare are gradul de presupunere propriu. E, e și la acolo. Explică puțin asta. Cum adică gradul de presupunere propriu? Asta se vede cel mai mult în momentul în care, de exemplu, aplicațiile de hookup că nu chiar de dating. Adică de agățamă. Cumva. De... De, de date pentru sex? Da, 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 da. Hai să, Eu, era, să, să o definim în clar, știi? Era de agățat, dar de. Era un cuvânt, am da, scap acum, în fine. De babardeală. <gătări> Așa. Ok, perfect, asta e. Cel mai bun. <gătări> Nu-l folosesc de la văzut la un moment dat, era ceva cu un film, nu știu ce. Da, 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 da. Cu. Numai, de cartier deci... știu termenul. Adică da. Okay, da. Okay. <gătări> deci ideea este că în, în majoritatea cazurilor. Nici nu mai. Um, nici tu bună ziua în unele cazuri. Um, nu vorbești neapărat de protecție. Testare înainte. Ce testare ești nebun? Văi, de uh, ce COVID. Ce simpatic <laughs> Da, ideea este că aplicațiile acestea și cultura hook-up, pe la urmă vine, e fica uh, culturii de pornografie ce mulți au luat din pornografie a fost show-ul, dar lumea nu știe ce e în spate. Oamenii ăia se testează, toți actorii ăia, sunt actori. Sunt pe parte de sănătate brici toți, testați recurent. Recurent, adică nu, ai, nu joci în filmele alea dacă nu... Se fac duble, se iau pauze, dacă omul nu se simte bine că se vede pe fața lui ei, nu e deci ce vedem noi, rezultatul montat, nu este ce se întâmplă în realitate. Și da. aici ajută foarte mult documentarele în care vezi și partea aia ce, -altă. ce e în spate există, da. Da, pentru că dacă tu vrei să iei un model, ia-l cu totul. Din punctul meu de vedere, dacă chiar vrei să dai copy-paste, nu măcar da copy-paste unei Pe tot, ca să-l înțelegi. Da. Uh, așa este, <coughs> inclusiv în, în uh, cultura asta, să zic, uh, sau în industria pornografică, până la urmă, pentru adulți, uh, Există foarte multă muncă și unii ai de mai da, există foarte multă muncă. Eu am clienți care se ocupă cu așa ceva și am avut și ocazia la, la un moment dat, am, pentru puțin timp, așa să zic, ne-am petrecut cu Alina Plugar în, în trugațiunile pe care am preluat-o eu în care am stat și, în fine, la un moment dat am avut un anturaj din zona asta. Eu interesat de evoluție, exact asta mă interesa, ce e în spate se întâmplă lucrurile și să vezi acolo alimentație. Păi știți câte analize de sânge își fac? Că protecție nu înseamnă doar prezervativ. Păi știți de câte ori își dezinfectează ăștia, ăștia cred că erau pregătiți pentru COVID -a acum, știți de câte ori își dezinfectează uneltele sexuale și așa mai departe, nu totul, adică cine este profesionist este o muncă. Și uh, nu este de luat uh, în râs, este vorba că poți să fii profesionist pe orice atât timp cât tu ești foarte conștient de treaba aia și respect să zic așa, niște norme și ei le, le respectă. Păi, până la urmă, e în interesul lor. Adică dacă au luat o boală și nu o să se mai ducă, că nu o să poată, atunci nu mai poate să mai muncească. Uh, industria, cultura, hook-up... Uh, nu știu câți oameni discută cu adevărat despre... Mă da, în afară de... Ok, tu ce nevoie? Chiar dacă am agreat că ne vedem o noapte. Dar cum vorbim? Ce vorbim? Cum afli despre mine? Doar te duci așa și presupui că... Hai că știm noi cum se face. Atingem un pic pe o parte, pe alta și gata. La asta mă referam cu gradul de presupunere. Din punctul meu de vedere, da, poți să deduci și din comunicarea non-verbală, dar ai nevoie de timp dacă vrei să te grăbești, ai, te-ai dat match cu cineva pe aplicație și în seara aia sau o seară după sau o săptămână mai târziu vrei să te vezi cu persoana și să iasă totul perfect, scuze, s-ar putea să nu. Deci nu merge să te duci pe Tinder să dai match și după aia Mă, să merge, iei direct dar nu înseamnă că iese la calitatea la care vrei tu. Asta este și, adevărat. și cred că sunt puțini oameni care sunt dispuși să, povească, să povestească din, din pățanile lor, mai puțin plăcute, că nu le spune nimeni. De obicei, astea lasă niște amprente, niște cicatrici, ca să spun așa, și poate să se transforme în n-am chef să vorbesc, în aolo, începe într-un fel, păi da, nu mai bat capul și tot așa. Adică poate să-ți inhibe ție, expresia verbală, non-verbală, pentru că ai avut niște experiențe în care n-ai pus baza cum trebuie, iar comunicarea este foarte importantă totuși. Trebuie să ai o cale să afli despre omul ăla, totuși, înainte niște lucruri, sau să fii dispus să investești timp să le afli. Da și cum să nu te grăbești. Faci asta cu cineva care îi se pare tabu sau e rușine să vorbească despre asta? Um, un pic am greu. Probabil că nu o să poți să faci, că nu poți să forțezi pe cineva să vorbească din ce nu simte sau nu poate. nu ai găsit un buton acolo pe care să-l apasăm. Um, am avut, de exemplu, recent am lucrat cu un bărbat din America care avea exact chestia asta. Nu comunica prea mult. El voia să se lege lucrurile așa, din mers cumva. Și nu de fiecare dată așteptările de la el erau cele pe care el le putea duce. Pentru că nici nu spunea și atunci persoanele de lângă presupuneau ce știau ele din, din alte locuri. Din mainstream, din pornografie, din ce date-uri mai avuseseră și tot așa. Și atunci în sesiunile de coaching a fost un proces destul de lung, la un dat a fost incomod. Îi puneam tot felul de întrebări. Îl vedeam cât de greu era să răspundă și spuneam pe parcurs să știi că și mie mi-e greu să, să trag așa de subiecte de discuție cu tine pentru că îmi dau seama că ți-e incomod și nici mie nu-mi place să, să trag așa cu sfoara cuvintele din, din cineva. Însă pe parcurs, pentru că n-am lucrat o singură sesiune, am avut mai multe, s-a relaxat atmosfera L-am rugat și ca teme a avut pe parcurs să-mi trimită mesaje audio și să-mi spună ce se întâmplă, cum se simțea, ce făcea, etc. Și nu mă refer la lucruri. Pur și simplu să vorbească în zona lui de confort, dar să vorbească. Cumva să se obișnuiască să facă asta. Dar fundația a fost că el a venit la coaching, el a dorit, nu l-am obligat eu, deci el a avut o căutare totuși să rezolve partea asta. Da, asta este de admirat și uite, hai să-i mai și aplaudăm pe bărbații. Pe bărbații români o să fie un alt subiect de podcast femeile și bărbații din România. Dar să-i mai și aplaudăm, inclusiv la mine în cabine vin din ce în ce mai mulți bărbați și mai ales o parte între voi ați văzut deja, inclusiv la taberele mele și cupluri și căsătoriți, deci îi încurajăm. Cum vorbim despre sex cu sau fără perde? După stilul fiecăruia unora nu le plac cuvintele vulgare sau prea directe, da, totuși sunt dispuși să vorbească, dar altfel, alții, da, vor cât mai direct și cât mai explicit. <coughs> și sunt și combinații de, evident. Ei, nu te câte că asta era din podcastul trecut. Din primul a fost asta. ne aplaudăm singuri, așa. Și <laughs> vă aplaud și pe, pe voi că sunteți alături de noi și vă invit să puneți în comentarii întrebări, păreri, experiențe de ale voastre. Este foarte important acest lucru pentru că puteți împărtăși sau printr-o întrebare la care le răspundem dacă ne punem întrebări. Facem podcasturi de răspuns, dacă o să se strângă. Facem podcasturi de răspuns și dacă e ceva scurt răspundem chiar și în comentariu. Uh, și uh, ne, uh, vă promit, însă, că mă voi uita și ne vom uita la toate uh, întrebările și comentariile voastre. Eu am, am rugăminte, totuși, să fie politicoase, vă rog frumos. Păi am zis întrebări. N am da, zis a... poate, să și, poate să fie și întrebări spuse Urât am mai văzut și atunci rog să da. fie frumoase Să fie lucruri penetrante de înaltă vibrație Așa, da. iată Ce frumos <laughs> okay. așa da. deci... Abs Absolut Deci nu, nu întrebați dacă e singură mm -hmm. Că dacă ați fost atenți ați fi văzut <laughs> Eu am spus peste tot Nu fac această muncă pentru a agăța pe cineva deci chiar nu... Și nici pentru a fi. Evident. Nu, nu. Asta a fost ceva în ce eu am crezut și mi-am dat seama că are sens, de asta o adresez în mare parte femeilor. Sigur că le răspund și bărbaților dacă au întrebări, dar dacă vrea cineva să mă scoată la o cafea sau la alte cele doar pentru că a aflat de munca mea, oameni buni, please, nu e cazul. Deci ați aflat deja răspunsul. Da, 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 Așa. da. E okay. Sunt alte căi pentru mine, dar nu acestea. Eu aici n-am venit ca să fiu agățată. E, este. Aici n-am venit, da? Așa. Aici avem pentru un podcast. Da. Așa. Bun, perfect. Nu, este absolut ok. Sunt convins că. Întrebările, am spus, afirmațiile vor avea legătură cu ceea ce facem și cu ceea ce lucrăm. Aha. Râdem, glumim, dar îmi place să cred că avem un public serios. Cine nu, e treaba lui. Când vorbim despre sex? Din punctul meu de vedere, cele mai bune și cele mai indicate momente sunt evident la început, când lucrurile sunt încă roz. Atunci sunt momentele Când lucrurile ce... sunt încă roz. Da, pentru că la un moment dat apar și dificultăți. Adică, hai să o spunem, nu e nicio viață a nimănui, nu e scutită de dificultăți. Și în momentul în care avem de gestionat foarte multe alte lucruri, că sunt din intimitate sau că sunt din alte planuri ale vieții noastre, mai e la momentul în care să te apuci să spui chestii complicate despre sex. Adică chiar are sens când lucrurile sunt ușoare, frumoase, atunci să vorbești. Și cât mai la început din punctul meu de vedere. Chiar și dacă pui o fundație sănătoasă în care mă, ok, ce facem când nu ne simțim bine? Ce facem când, uite, ne mai tentează o altă persoană? Era una dintre, când am scris cartea, am pus câteva întrebări din astea așa de la începutul relației și la ceva mai încolo în relație. Pe la începuturi era una dintre fundațiile sănătoase. Ce facem când apare o persoană, pentru oricare dintre noi, care ne tentează? Cum gestionăm? E, sunt, sunt câteva realități ale cuplurilor. Și poate unii oameni sunt mai tentați decât alții, dar întrebarea măcar merită pusă pe tapet cât mai devreme. Sau, o altă întrebare importantă. Cât timp fără atingere, intimitate sexuală este prea mult timp? Cât timp? Fiecare are timpul propriu și este important ca fiecare să stea să-și dea seama, și asta înseamnă să se cunoască, cât timp poate să stea fără. Și nu înseamnă. Sexul nu este doar penetrare. Ok? Sunt o mulțime de alte lucruri care intră în expresia noastră sexuală. Cât timp fără niciun fel de contact nu este în regulă. Și cum spune fiecare, în așa fel încât să nu sune a reproș sau a, că se plânge, ci efectiv să fie ca o invitație, de multe ori, multe rugăminți, cerințe, sunt interpretate ca reproșuri. Și asta este un alt lucru care se poate întâmpla în, în comunicarea în intimitate. Și atunci sunt câteva fundații așa sănătoase care merită așezate din, din stadiile incipiente. Atunci când lucrurile sunt roz, atunci când suntem curioși încă să înțelegem la maximum posibil persoana, că atunci suntem, la început. Deci, dragilor, profitați de acel moment de început de relații, de acel moment, să spunem, de preludiu Uh, relațional undeva uh, și comunicați cu sau fără perdea cum vă este stilul și partea asta de de ce nu, de, de valențe sexuale. Uh, nu folosiți acel timp doar pentru a vă face complimente unul altui așa atât, comunicați productiv. Uh, decât să ajungi și am învățat asta, ați minte, de la, de la o femeie de 21 de ani avea, și a zis așa, nu să stau 100 de ani nici până mă culc cu cineva, nici până nu-l cunosc sexual într-un fel sau altul, să mă văd după aia că m-am îndrăgostit de el de mai poi și pe mă că e praf la pat sau că nu mă potrivesc cu el. Ce zici de asta? Depinde de fiecare, iarăși cum spuneam și în primul podcast, fiecare are dreptul să aleagă ce și cum vrea să facă. Poate pentru unii oameni partea sexuală, pentru că se întâmplă și asta, nu e importantă în decizia unei relații. Unii oameni chiar nu iau și am avut, am făcut câteva postări și pe Facebook-ul meu personal apropo de, unii oameni nu se îndrăgostesc de partenerul de viață. Și unii e. oameni se căsătoresc pentru că e bine și pentru că vor să construiască ceva. Și am avut cazuri de. Persoane Ca așa să care, faci. da. Am avut cazuri de persoane care considerau că pe unii oamenii iubești și cu alții îți construiești o familie. Astea erau și, de exemplu, persoana aceasta era mult mai tânără decât mine și decât tine. Deci, chiar are sens, la un moment dat, să ne dăm seama că fiecare vine cu propriile convingeri și până persoana aia nu e dispusă să și le schimbe, nu are treaba altcineva să-i spună e greșit sau ești greșit. Fiecare face cum simte. Poate că femeia de care vorbeai tu acum, pentru ea nu e dispusă, dar era, era important să cunoască cât mai rapid și partea asta. <coughs> ok. Pentru alte persoane s-ar putea să conteze alte lucruri. Okay. Iar pentru alți oameni, aici de exemplu putem să intrăm și în tipologiile erotice, uh, sunt uh, reprezintă un instrument creat de o femeie din America, Jaya Ma, este numele ei din tantra. Ea a venit cu cinci tipologii. Una dintre tipologii, care se numește Energeticul, este cu longing and anticipation. Asta este fundația acestei tipologii. Okay? Dorul și anticiparea. Uh, are și părți de lumină, are și părți de umbră. Pentru oamenii ăștia, contactul sexual brut, așa, dintr-o dată, nu e ăla. Nu e ce le trebuie. Ei caută, limbajul lor principal este cel al emoțiilor. Și sunt foarte mulți oameni, eu cât am lucrat cu majoritatea cazurilor cu femei, tipologia aceasta, energeticul, era, dacă nu era prima, era oricum, pe locul de oricum era tipologie In dominantă. Tine, da, da. Deci chiar nu, poate că cea de care vorbești tu acum ar fi avut o altă tipologie, se numește sexualul, este cea care nu are prea multă răbdare, se clar, duce, clar de obicei e asociată bărbaților, are și părți de lumină și părți de umbră, evident toate au, dar probabil pentru ea era mult mai importantă partea asta. Însă fiecare e important să-și cunoască propriul limbaj, adică cum e circuitat propriul organism, că până la urmă contează ce le pe fiecare și cum se simte confortabil să se exprime și să-și respecte structura. În primul rând, și dacă vrea să dezvolte și altceva, mai întâi trebuie să-ți respecti fundația, rădăcinile tale. Și după aceea mai crești alte ramuri, crengi, altoiuri și alte cele. Nu era în programă ca, de altfel, nicio întrebare pe care o adresez, că nu dau întrebările înainte. Nu, dar, dar, dar nu le cunosc. Știi? Adică e simplu. N-am o memorie bună și atunci sunt spontan. Vorbim cu copiii noștri sau cu copiii despre sex? În primul rând, vorbim non-verbal. Prin ce facem noi? mai înainte să le spunem, să le explicăm, să le dăm copiilor noștri lecții, noi le arătăm prin ce facem noi în relația noastră de cuplu, cu al nostru corp, cum ne exprimăm noi, cum ne simțim noi. De acolo pornește educația. Îmi pare rău pentru oricine e supărat pe mine, chiar dacă nu am copil, nu trebuie să am copil ca să știu și eu atâta lucru. Poți să vrei tu să le duci și să-i vorbești cât vrei tu. Dacă tu nu trăiești o viață sexuală sănătoasă pentru tine. Nu ai ce să, să i El o să învețe de la tine ce vede la tine mai întâi. Deci până să-i vorbești tu, nonverbalul la copii este că stă cu tine tot timpul, că asta e, e copilul tău. Și atunci acolo, n până să apuci tu să-i povestești, el cum vede. Sau în momentul în care tu ai reacții la impulsurile pe care le au copiii tăi sexuale, crede că l-ai educat și de acolo. Ok. Și deci astea sunt, de, în primul rând, aici. Și după aia, da, vin și discuțiile, și în momentul în care te apuci să ai o discuție, o să conteze felul în care porți discuția, cum comunici. Dacă te schimonosești să vorbești sau te chinui să-ți găsești cuvintele, credem că ce o să prindă copilul ăla de la tine e mult mai puternic decât ce mesaj îi dai tu într-un final. Absolut, atitudinea, starea, totul contează. Vibrația da. din care vorbești. Așa și este. Practic, sunt multe familii care ascund partea asta sexuală copiilor și, practic, îi împiedică, nu doar că nu îi ajută, îi împiedică să-și dezvolte, să-și descopere sexualitatea și inteligența emoțională, până la urmă. Pentru că exprimarea sexuală este o exprimare. Până la urmă, ceea ce ești, a emoțiilor tale, a dorințelor tale, nu este doar un act uh, fizic, un act mecanic. Nu este nu știu care site. Asta e eroticul, de fapt, universul tău interior. Exact. L-am povestit un discursul acela de la TED, de care am vorbit în podcastul anterior. Așa, ăla cu multe vizualizări. <laughs> da. <laughs> Super. Uh, unde găsesc, uh, uite, ia spune, ne unde găsesc uh, interviurile tale de la TEDx? Toate sunt pe YouTube, dacă dai după Andreea Liana Buzea sau doar Liana Buzea, o să le găsești pe toate, <coughs> dar pe lângă asta eu mai am pe site, lianabuzea.com, am și un Așa, la articole, am, un, am un, la un moment dat un articol despre toate invitațiile mele și în română și în engleză și am o listă întreagă cu toate invitațiile pe care le-am primit, inclusiv în română, o să apară și aceste invitațiile yes. pun acolo. <laughs> da. Perfect, super! Um, care au fost cele mai mari provocări ale tale vreodată în comunicarea sexuală? Că Din apă... viața mea personală, da? <laughs> uh, în primul rând, pentru mine ce am văzut că a fost foarte dificil nu, îmi ia și mie ceva timp până spun niște lucruri. Dacă simt ceva față de o persoană, nu stau, nu mă duc din prima cu jalba în proțap, ca să spun așa, și fac o cerere. De obicei stau în băncuța mea cu minte așa, mă asigur că e totul chiar e acolo. Unor poate să fie și ani de zile, am avut această surpriză, și mă duc să spun. Uh, uneori direct, alteori nu neapărat foarte direct, depinde de cât curaj mi-am făcut și eu, pentru că atunci când ai o investiție emoțională, este mult mai greu să spui unor lucruri pe nume decât atunci când ești mai detașat. Așa este. Acum, buba la mine este că eu întotdeauna așa am fost. Eu am vrut să simt și după aceea să mă duc să spun. Nu prea spun dacă nu simt nimic. Adică n-am ce să spun, în primul rând, dar dacă m-ar trece pe mine așa vreo nebunie să fac ceva fără să am sentiment, probabil că nu ar fi atât de greu. Probabil. Însă, asta a fost una dintre cele mai mari dificultăți în cazul meu, când a trebuit să spun cuiva față de care aveam sentimente. Până la urmă, cred că toată lumea care a spus vreodată cuiva că are niște sentimente față de persoană, și-a asumat inclusiv riscul să primească un refuz. Probabil că absolut toată lumea care trăiește îl trece cel puțin o dată în viață mă, și printr-un refuz. Da, da, da. Da, da. Adică toți suntem datori cu un eșec, cu un refuz, etc. Suntem datori și, și nu cu moarte, sunt... da, păi... Uh, da, eros și thanatos, două lucruri de merită uh, lucrate. Alt podcast. Dar, alt podcast. Uh, ideea este că da, sunt și eu om și cel mai greu lucru pentru mine asta a fost întotdeauna să mi-asum, să spun cuiva că am sentimente față de el în cazul meu că heterosexual. Îți mulțumim da. pentru împărtășirea ta. Spune-ne, atunci când comunicăm despre sex da, cu un partener, e important să ne uităm la ceva, la vreo reacție? E vreo regulă sau vreun hint așa care, uite, dacă tot comunici despre sex, fă și chestia asta, că ar fi bine sau că ai niște avantaje. Există ceva de genul ăsta? Da, din punctul meu de vedere, pentru că subiectul e încă greu de dus pentru mulți oameni, merită să te asiguri că atmosfera în care ții discuția aia este una chiar relaxată. Și că e una constructivă și că în cazul în care, la un moment dat, adică cumva să te pregătești tu așa, dacă la un moment dat ceva din ce ai spus a apăsat un buton greșit, a atins un nerv poate pe care nu trebuia să-l atingă, atunci măcar să ai tu um, în minte, stabilit sau cumva știu dinainte, ok, dacă am speriat, dacă am supărat, dacă am declanșat ceva, ce pot eu să spun sau să fac în momentul ăla ca să aplanez? Deci are sens să... Dacă tot ne certăm pe lucruri, hai să... -n sexul, până la urmă, ar trebui și intimitatea, e menită să fie frumoasă. Și chiar are, unica mea recomandare este să încercăm să ne facem lucrurile cât mai frumoase pe planul ăsta. Deci asta înseamnă să vorbim frumos, să ne asigurăm că avem o atmosferă frumoasă când, când aducem tema. Asta e unica pe care eu aș spune. După aceea, cum folosește cuvintele fiecare sau ce cuvinte alege asta, depinde de relația fiecăruia, cu ce se simte confortabil, cât de mult cunoaște persoana de lângă cât de mult e dispus să pun o întrebare stupidă la modul, hei, uite, aș vrea să vorbesc cu tine despre tema asta, dar nu știu cum să te să vorbim mai direct, să te întreb să te așa mordesc. mai... Da, cum ți ți-e Cum te simți ok? Să le duci mai direct așa, mai vulgare? Mai, mai, cum? Ca să-mi dau și o seama, să nu fac vreo tâmpenie pe aici. Absolut. că adică, la un moment dat are sens să te pui și în locul la vulnerabil în care, hei, chiar nu știu în momentul ăsta și mă ajută să aflu, că de asta pun întrebarea. E pe principiu cel mai prost lucru sau cea mai proastă întrebare e cea nespusă? Sau cel mai prost lucru e cel nespus? Așa l-am învățat din care era. Necomunicarea este cea mai proastă comunicare. Da. Uh, Se poate alege la un moment dat să nu comunici. Adică sunt anumite situații în care da, probabil da, da. e beyond communication sau depășită stadiu, adică nu mai ai ce să mai spui, dar până să ajungi acolo, de regulă, comunicarea își are rostul ce te faci când te întâlnești cu un refuz și eu o să iau un, un, un uh, exemplu concret pe care l-am întâlnit am mai multe, dar hai să spunem că, uite un caz, so-soție tinere așa cam de vârsta noastră <laughs> uh, și uh, la un moment dat uh, după niște ani de căsnicie destui, mă rog destui, peste șapte ani ia. Uh, soția voia și altceva, ceva nou în, în cuplu și probabil te gândești ce, inclusiv a sugerat o, un menajator. Dar așa, adică just for, nu știu, for fun să zic cumva, dar nu în ideea aceea, nu era acea persoană să zic neapărat acea tipologie sexuală, care eu știu, nu știu, poate nu avea o conexiune destul de monovalentă, să spunem cumva, cu partenerul de cuplu, ba chiar U. din contră. Dar asta simțea. Simțea să facă o nebunie, o ceva, să iasă din, din atmosfera aia undeva. Nu contează, nu-și în preferințele, foarte bine. Dacă așa simți și a spus. Ideea este că s-a întâlnit cu un refuz destul de vehement ca atitudine, și apoi ea și inhi și-a inhibat comunicarea despre sex cu el. Cum e mai potrivit să facem în astfel de situații? Pentru că, ok, am comunicat, poate n-am găsit limbajul potrivit sau poate l-am găsit și el a refuzat. Pe bun și acum ce facem? Că mai stăm niște ani împreună și nu mai vorbim nimic? Nu mai facem nimic? Ok. Ce e ce recomandatul? În primul rând, dacă ea a venit la tine, este clar că a făcut ceva corect, adică s-a dus și a căutat un ajutor, că asta aș da. recomanda și eu. Când te-a rănit ceva sau te-a înhibat ceva atât de tare, cere un ajutor cuiva. În măsura în care poți, dar cere-l. Și cuiva care nu e neapărat prieten comun, adică nu ai riscuri ulterioare, deci cuiva cu care e un loc sigur să vorbești. Asta e una. Doi, merită, eu asta știu că o fac oricum prin natura muncii mele, dar le încurajez pe toate persoanele din comunitatea mea, când ai emoții foarte, foarte puternice, să-ți formezi tu din timp niște resurse ale tale cu care să le mai aplanezi. În cazul meu, în ani mi-am dezvoltat obiceiul de a face practici somatice, care sunt o combinație între respirație, rostit cuvinte, mișcări sau atingeri ale corpului, imprimat mesaj pe corpul meu cu cuvânt atingere, respirație, etc. Poți să le faci de la cele mai naive până la cele mai avansate. Eu una, când am câte o dificultate, când am câte un blocaj și eu, că, na, om și eu, fac și lucrul ăsta. Nu înseamnă că îmi rezolvă magic toate problemele, dar mă ajută să mă țin eu împământată. Și până la urmă suntem oameni mai buni, parteneri mai buni, luăm deciziile mai bune când suntem cât de cât echilibrați. După aceea, fiecare are dreptul să ia decizia pentru sine. Adică dacă, să zicem, în funcție de ce refuz iar veni unei persoane, măi, dacă pentru tine totuși e important să știi că ai cu cine să vorbești, chiar are sens să îți pui întrebarea, ok, dacă mă refuz atât de vehement, cum îi explic omului de lângă mine că totuși pentru mine e importantă comunicarea și eu vreau să am cu cine să vorbesc. Poate nu doar despre subiectul ăsta punctual, că am luat tot de la un subiect punctual, dar până la urmă intimitatea pentru unii oameni este importantă în relație și asta e important fiecare să-și definitiveze. Dacă nu e atât de grav, na. Deci tu ești cel care își evaluează situația cel mai bine. Și deciziile pe care tu le iei, evident că o să aibă consecințe, sperăm că o să aibă și beneficii. Sincer. Că multă lume se teme să ia decizii și nu spun că sunt ușoare deciziile în unele cazuri, că unele blocaje pot să fie foarte puternice. Dar la un moment dat trebuie să te uiți și să pui în balanță foarte bine, apropo de balanță. Într-o parte, care sunt dezavantajele tale sau consecințele negative care ar putea să vină după decizia aia, pentru că probabil vor fi. Și în partea cealaltă, care sunt avantajele, că Cumva trebuie să existe și avantaje, adică trebuie să găsești o cale să ajungi și la avantaje. Dacă rămâi într-un blocaj, nu, clar nu e, nu e locul bun în care să rămâi. Și aia nu e o viață. O viață inhibată, din punctul meu de vedere, nu e utilă. Nu, de ce să ne inhibăm? Cum vezi, hai să-i spunem, am vrut să zic afectată, deși atunci zic așa, dar poate mai corect ar fi influențată, Comunicarea sexuală astăzi între parteneri de cuplu, prin prisma, hai să-i spunem, agresiunii societății și mă refer aici la acea comunicare sexuală de suprafață, la accesul și interpretarea eronată a pornografiei și la... Nu pot să nu mă gândesc că am clienții, inclusiv copii, până la uh, vulgaritățile absolut uh, aruncate uh, normal, fără nicio noimă, uh, la școală sau la grădiniță, de către ceilalți colegi. Adică este cumva dacă înainte să spun nu, era un subiect, tabu, vorbim despre asta. Acum. Așa să zic, de vorbi se vorbește, dar se comunică prea puțin, pentru că uneori acel vorbit, cum ți-am dat cazurile mai devreme, de fapt aruncă uh, o urmă de toxicitate asupra comunicării sexuale și mai ales tinerii poate nu mai știu de unde să o apuce sau părinții care se întâlnesc cu situații ale tinerilor pentru care ei n-au fost pregătiți. Cum este influențată sexualitatea și comunicarea sexuală astăzi? de acest spectru. Unica parte bună pe care o văd aici este că totuși se mai discută. Și unii dintre cei care se uită la pornografie, poate li se mai aprinde așa o scânteie că poate există și alte lucruri pe care ar trebui să le învăț, să le știu, să vorbesc, adică nu e doar ce se vede aici. Unor da, li se mai aprinde scânteia asta. Și vorbim acum de toată planeta, nu doar de România. Absolut. În același timp, sunt și în domeniul ăsta au început să apară unii dintre oameni, actori, producători etc care aduc și material educativ. Da, mai, se mai întâmplă și asta, e de apreciat din punctul meu de vedere, da. dacă tot aduci zahăr pe bandă rulantă, mai dai și rețeta sănătoasă gătită acasă, ca să zic așa, nu mâncare procesată. Deci mai sunt și oameni care aduc și mesaje constructive, sănătoase, responsabile. Nu sunt mulți, probabil că nu le aduc foarte mulți bani pentru că până la urmă oamenii consumă ce este ușor să consume. Asta e în natura noastră să căutăm calea cea mai simplă. Și nu întotdeauna, din păcate, ne-au fost jucate instinctele astea de a căuta calea cea mai simplă pentru că ni s-au dat atât de simple încât deja suntem controlați, dominați și reduși la niște instincte. Jucate mult. Pe, deci suntem jucați cumva pe, pe abordarea asta foarte mult și nu e neapărat cea mai utilă. Dar unora li se aprinde așa o scânteie și încep să caute. Altora, din păcate, nu. Iar un alt efect negativ pe care îl văd eu cum e influențată, pe mulți poate să inhibe. De exemplu, că îți vorbim de tipologiile erotice. Uh -huh. Cine are tipologia energetic, dacă dă peste vreun material din ăla care nu e tocmai cel mai. nu onorează până la urmă omul din din filmul acela sau nu, nu este prea înalt, vibrațional, emoțional, etc., inhibă. S-a dus, n și poate dacă vreodată o să aibă un partener care vrea să exploreze, s-ar putea să intre așa un tipar negativ, pentru că toți putem să cădem pradă unor emoții negative care ne-au speriat, ne ceva ne-a pus așa o amplentă, o ștanță foarte puternică și e greu să ieșim de acolo. Iar dacă s-a întâmplat asta că suntem încă micuți, că aici e riscul, pentru că pornografia este accesibilă acum Oricui, da, 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 atunci riscurile să, să, să dească ceva negativ sunt mult mai mari. Din păcate, eu aici nu am foarte multe resurse pentru că trebuie să fii major în România ca să ai acces la educație pe tema asta sau să aleagă părinții tăi pentru tine. Și atunci eu nu pot să intervin, de asta nu lucrez cu minori. Eu, în cazul meu, de exemplu, și când am avut discursul acela la TED. Dar nu poți erau... să lucrezi cu părinților? Dacă vor să vină, da, bineînțeles, dar sunt foarte puțini părinți care au venit la mine să vorbească despre subiectul ăsta. Okay. Probabil s-au gândit că nu sunt eu persoana potrivită, nu știu aici chiar, dar exemplul pe care l am de la TED din 2017, <coughs> înainte să intru pe scenă, au venit câteva mămici, eram și eu în sală acolo, să mă întrebe despre ce o să vorbesc, că ele aveau băieței, micuți și nu știau dacă să rămână sau nu. Uh, în momentul ăla mi-am dat seama ok, femeile, câteva au ieșit din sală cu copiilor și mi-am dat seama și am vorbit cu cel care era moderator și am spus, măi, te rog, abordează subiectul ăsta înainte să mă inviți pe scenă pentru că s-ar putea să mai fie oameni adică să le dăm așa un, o șansă să aleagă dacă vor să-și țină copiii acolo sau nu uh, am avut și exemplu frumos în care a ridicat mâna un băiețel de 9 ani, a spus că el avea 9 ani toată sala a fost pe jos când a auzit și de apreciere și de amuzament și mai ales în momentul în care a spus că el a vorbit cu părinții lui și el voia să rămână, că el credea că a înțeles despre ce e vorba. Deci a fost, la final, evident, s-a suit din nou moderatorul pe scenă, după ce am o să vedeți discursul acela, că este în continuare publicat pe YouTube, nu o să vedeți reacția, nici discuția de înainte să urc pe scenă, nici cea de după. Dar moderatorul s-a urcat pe scenă și primul loc a spus, da, mă așteptam la mai mult. În momentul ăla eu m-am enervat pe moderator, <laughs> în dar ce voiai să spun? Să fac show ieftin aici? Nu, că n-am venit să... Adică a fost primul meu discurs pe tema asta. Nu știu dacă am mai vorbit vreun român la un TED despre sexualitate până atunci. Nu știu. Cred că am fost prima română care a vorbit fix despre sex, frățică, și despre erotic, și despre orgasm. Din ce știu eu, da, tu ai fost prima și, și s-au speriat oamenii dar probabil că s-au calmat după aceea stai că nu e așa de grav că până la urmă nu poți să vorbești și sănătos deci, dar, și vreau să cred că măcar și eu am avut o contribuție oricât de mică a fost ea să vorbească oamenii și altfel în general despre subiect așa este și uite am fost și eu la rândul meu invitat la un podcast de la Lovin Podcast, Cătărina Manole și am vorbit... <laughs> <Ai> zâmbește! Da, <laughs> merg și <eu> acolo! <laughs> așa, și am vorbit, a, a fost o demonstrație și acolo despre cum se vorbește conștient și matur despre sex și firesc. Așa că urmăriți-l și pe acela. Punem un link, nu mai știu exact cum se cheamă, dar probabil o să, o să vedeți voi. Și ideea este așa, dragilor, Ok, nu promovăm aici discuțiile în derizoriu, da? nu promovăm uh, chestii ușoare, uite. Uh, promovăm firescul. Dacă nu înțelegi că sexualitatea face parte din tine și că te-ai născut prin sexualitate, atunci tu practic nu-ți accepti întreaga ființă. Uh, în ce zonă vrei tu să te duci? Dacă vrei și în zona hai să zic ușor religioasă, nu fanatic religioasă, păi Dumnezeu este iubire. Dumne, pentru Dumnezeu suntem copiii lui. Ok? Uh, Dumnezeu ne vrea întregi și Dumnezeu ne vrea așa. Ăștia comunică. Despre ce? Despre orice. Ei sunt într-o comunică. Aici avem îmbrățișarea, este o reprezentație a lui Klimt, este îmbrățișarea. Păi ați văzut ce a spus Liana mai devreme, păi până ajungem să vorbim despre sex efectiv, avem multe alte limbaje de folosit sau multe alte feluri și nuanțe, dar care... Necesită timp. Necesită timp, răbdare. Dar pentru asta suntem pe planetă. Dacă nu avem timp să aia, să ai la altă, aia nu mai e viață. Așa că oferiți-vă timp și uh, uite, eu acum o să fac o mărturisire și o să-i spun, Liane că am fost un pic manipulator uh, cu tine, mărturisesc. Uh, noi am stabilit să facem niște podcasturi de 30 de minute. Podcastul ăsta fix acum are o oră și 5 secunde. <laughs> și atâta de ușor și de firesc ne-a fost încât <laughs> nici nu, nu s-a prins nimeni că am vorbit atâta. Da. Sper că ați rămas cu noi ora asta și sperăm să vă fi fost de folos. Sunt, sunt sigur că au ce-și lua și poate că pentru unii dintre voi ar fi un podcast de văzut de mai multe ori. Mai ales dacă poate nu-l digeri ușor, deși noi l-am făcut ușor digerabil. Ascultă lucrurile astea și mai ales ascultă lucrurile astea și toate discuțiile conștiente, repet, despre sex, dacă ai sau dacă vrei să faci un copil. Nu spun că doar asta, dar mi se pare foarte important pentru educație, pentru că noi nu am primit, eu nu, nu am primit educație sexuală. Nu, per nici eu. Nu am primit. Deci tot ce a fost, a fost autoeducație și învățat și vorbata greșit și eșec și nu știu ce. Și am învățat în final, sincer, să fiu mai mult de la partenele mele până la urmă despre sex și de la, eu personal, de la femei mature. Am învățat chestia asta. Asta e experiența mea că după aia am venit cu partea de autocunoaștere și documentare și așa mai departe dar de asta a venit mai târziu așa că să-i mulțumim Lianei și să o lăsăm pe ea să spunem un gând bun după o oră de podcast care trebuia să fie o jumătate de oră în primul rând chiar recomand cartea e-book-ul Get Your Orgasmic Intimacy. Sunt foarte multe resurse acolo. Capitolul de comunicare în intimitate este cel mai mare dintre ele. Unde o găsesc oamenii? Amazon, Kindle. Luați-o ca un locuitor de sesiune, doar că vă rămâne pe termen lung și puteți să vă duceți punctual la ce temă vă interesează. Adică aia este o resursă, zic eu, must have pentru cineva care chiar vrea să-și dezvolte planul acesta iar urarea mea este să avem încredere în noi, indiferent ce se întâmplă, că am comunicat bine, că n-am comunicat bine, să avem încredere în noi că o să ne ducă la un moment dat drum pe toți unde ne este cel mai bine. Și da, uneori are sens să și cerem să ne ducă acolo, uneori are sens să le spunem oamenilor din jurul nostru ce vrem, ce nu vrem și tot așa. Deci comunicarea e importantă. Îți mulțumim tare mult și uh, mă bucur să am alături de mine și oameni frumoși, și specialiști în același timp. Viața e bună, uh, Ovidiu Young sunt eu, life coach, instructor internațional Teta Healing, terapeut holistic, uh, facilitator de evenimente de dezvoltare personală și spirituală, atât din postura de invitat, cât și uh, de organizator. Mă găsiți! pe Google, o Video Young, am dat acolo 10.000 de euro ca să fiu pe prima pagină. Vă mulțumesc, și <laughs> vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți și vă doresc să aveți parte de iubire maximă și să știți că ce am spus înainte a fost o glumă.